Vreau să vă întreb care va fi mesajul politic transmis în acest nou sezon, pentru că vedem că începe într-o perioadă destul de tensionată, atât pe plan intern, cât și vedem și în regiune ce se întâmplă. Deci PSRM-ul va trebui să aibă un mesaj care să-l fie pe înțelesul atât al alegătorilor, cât și al adversarilor politici. Deci ce mesaj va transmite în acest nou sezon? No, în primul rând, Partidul Socialiștilor nu-și schimbă mesajele sale politice. Platforma sa nu și-o schimbă de la sezonul politic la alt sezon politic. Deci prioritățile noastre care au fost și anterior și mesajele politice care le-am lansat și de când am venit în Parlament sunt exact aceleași. Noi considerăm că trebuie să aibă loc alegeri parlamentare anticipate și noi să facem tot posibilul ca acest Parlament, care în componența actuală, care guvernează țara actualmente, nu este unul legitim. Deci acest Parlament, această guvernare, constituită absolut artificial, prin metode care nu sunt legale, noi considerăm că ei trebuie să plece, să avem alegeri parlamentare anticipate. Ne reușește lucrul acesta, noi am să utilizăm toate pârghiile legale care ne stau la dispoziție, inclusiv și tribuna Parlamentului, și nu doar tribuna Parlamentului, și alegătorii noștri, toată populația din țară a văzut la acest lucru. A doilea, platforma care noi am avut, o platformă electorală din 2014, absolut nu s-a schimbat. Deci ceea ce este prevăzut în platforma electorală, noi rămânem pe aceleași poziții, inclusiv și politice. Noi pledăm în continuare pentru apropierea relațiilor cu Federația Rusă ca partener strategic și asta este în programul nostru de partid. În programul nostru de partid este și Uniunea Euroasiatică, în programul nostru de partid este și denunțarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, care este acum cu atât mai mult mai actual, ținând cont ceea ce se întâmplă în țara noastră, care este situația economică, socială în țară, de ce s-a dovedit a fi ceea ce ne-am propus noi în platforma noastră electorală, este un lucru absolut adevărat. Deci noi pas cu pas mergem consecvent și promovăm ceea ce ne-am propus nou. Noi nu o să mergem azi, spunem una și mâine spunem alta. Dumneavoastră știți că s-a discutat și în mass media lucrul acesta. Noi am convocat executivul politic a partidului. La executivul politic am adoptat declarația politică a partidului ca să fie clar pentru toată lumea că noi nu ne-am schimbat prioritățile noastre. De ce? O să mergem cu promovarea ceea ce ne-am propus și pentru asta ne crede și populația. Pentru asta este și încredere în Partidul Socialiștilor din partea populației. Mergem din casă în casă în continuare. Discutăm cu oamenii în continuare. De ce? O să facem, noi o să ne facem treaba așa ca să izbutim să facem o viață mai bună în țara noastră. Orice luptă politică care o ducem noi este pentru interesul cetățenilor.